Am venit aici ca să vă arăt că au venit bibliotecile, oh my god, uitați! Iar astăzi, pentru că au venit bibliotecile, vreau să vă arăt cum îmi pun cărțile în biblioteci și vă mai trec o dată prin toate cărțile mele, pentru că s-au mai strâns de la ultimul tur al bibliotecii. Mai ales că s-a schimbat și locul și corpurile de bibliotecă și s-au mai adunat și cărți, deci... Să începem! În sfârșit am găsit o modalitate mai bună prin care vă pot arăta ce cărți pun în bibliotecă și voi lăsa deocamdată raftul de sus gol și voi începe de aici, pentru că aici știu ce vreau să pun. Vreau să pun toate cărțile mele de la Polyrom în varianta mare, adică asta sau cele de la Ego Proză sau pur și simplu Polyrom mare. Iar acum vreau să încep cu această ediție, bine, în afară de asta, și vreau să le pun pe culori. Și într-un fel pe edituri pe colecții. Și am aici Bătrânul și Maria, Orașul de Abur, Portretul lui Dorian Gray și Testamentul Mariei. După aceea am alte cărți din aceeași colecție. Am poziționat camera într-un fel mai bine, sper. Am Proiectul Rosie, Să ucizi o pasăre cântătoare, Eva, Femeia Mini Market și Metamorfoza. Într-un fel tot din aceeași colecție, am și Străinul. Iar acum voi trece la cărțile de autorii români, de la Ego Proză și efectiv Polyrom, simplu. Am Mă găsești când vrei, Ca să nu se leagă praful de toate, Dincolo și dincoace de tunel, Mame, Papa Nicolau și alte povestiri foarte, foarte scurte și La noi când vine iarna. Astea sunt toate cărțile mele Polyrom în formatul mare. Mă gândesc ca provizorul să o las așa și aici îmi pun toate cărțile de poezie. Până mai vin cărți aici. Aici am ceva poezie și încă un mini roman. Voi începe de la cea mai mare, care este Vină cu mine, știu exact unde mergem. Este tot de la Polyrom. Poeme de Veronica Micle. Eu aștept aici pe Bulevardul Fericirii Pierdute. Gest pentru Igoane. Corporația Norilor, care nu este poezie sau poeme, este o epopee contemporană. Aluarda, Îmi cuminți copilul meu autist. Ultima este Ghirița în ea sau Două fete și o neneacă. Deocamdată aș lăsa așa și o să revin dacă mai vreau să pun ceva. Văd eu cât timp iau din bibliotecă. Sunt cărțile aruncate acolo. De acum nu mai vedeți. Aici vreau să pun cărțile în formatul mic de la Polyrom, toate astea. Sunt destul de multe, dar vedem. Începe cu Însemnări din subterană, Crimă și pedeapsă, Colecționarul, Lolita, Cel care mă așteaptă, Poneiul roșu, Ferma animalelor, Clopotul de sticlă, Cele 40 de legi ale iubirii, Să nu mă părăsești, În supa miso, La sud de graniță la vest de soare, Pădurea norvegiană, Fragil, Sunt o babă comunistă și Exuvii. Ăsta este cel de-al doilea raft, așa va rămâne. O să vreau să-l umplu cu Polyrom. Vreau să le organizez într-un mod mai gol, într-un fel, ca să văd exact unde am loc și cât loc mai am. Pe lângă astea vreau să mai pun și De veche în anul de secară, Franny și Zoe, Procesul, Frankenstein și Schimb de dame. Aici vreau să pun ceilalți clasici pe care îi am, în afară de cei de la Carte pentru toți și cei pe care i-am pus mai sus. Printre ei se află Doamna Bovary, Pădurea spânzuraților, Jane Eyre, Mândrie și prejudecată, Sfârșitul lui Edi Beleguel, Inseparabilele, O viață măruntă, Bellamy, Dracula și Dama cu camelii. Am aflat ce pun acolo. Am găsit. Am niște cărți de autori români, în afară de cei pe care i-am aici sau mai jos sau în altă parte. Am Noaptea, Nojur, divorțată la 10 ani, asta nu e de autor român, dar n-am, a ajuns aici. Jurnalul lui 66, Fenomenul Pitești, Gânduri pentru vremuri grele, Călătorie în jurul omului, Pelinul negru, Arâ și tata, Candido, Un cal într-o mare de lebede, Nu te găsesc pe nicăieri, 1877, Portretul unei iubiri desăvârșite, Licenii și Nuntă în cer. Am găsit ce să punem și sus. Yay! Acum ne mutăm la cealaltă bibliotecă, pentru că jos, la ultimul raft, am să pun la final, pentru că știu exact ce vreau să pun acolo. Știu că aici nu e lumina chiar așa de bună, dar ne descurcăm cu ce avem. Prima dată
Vreau să pun aici sau aici toate cărțile de la Humanitas Fiction, dar cred că totuși aici, pentru că sunt destul de multe. Nu cred că mai e nicio carte, le-am pus pe toate aici. Dacă am exclus ceva, am să o pun la final. Vreau să le pun pe autor și cât de cât pe culori. Voi începe cu Băieții de la Nickel, Vremuri interesante, Între prieteni, Sumchi. Vedeți că amândouă sunt cât de cât portocalii, dar a treia de la Amusos este aceeași mare și e albastră, Tatuatorul de la Auschwitz, Femeia cu fustă violet, Memoriile unui motan călător, Tentația de a fi fericit, Cea mai frumoasă carte din lume, Oscar și Tanti Roz, Pescărușul Jonathan Livingston, Marele Gorski, Bunătatea, Identitatea, Frankenstein, Alep, Din cauze naturale, Auschwitz, Ultima stație, Scris pe trup, Cititorul din peșteră și Amantul japonez. Am schimbat puțin ordinea ca să fie mai cromatic, mai pe culori. Astea sunt toate cărțile mele de la Humanitas. Le las doar pe astea aici pentru că sunt 100% sigură că o să mai îmi cumpăr. Eram 100% sigură că o să uit o carte. Scorpia! Cum să uit Scorpia? Ăsta este rezultatul final la acest corp. Acum vreau să mă duc să fac sus. Știu că iar nu se vede ca lumea, dar sus m-am gândit să pun... Nici măcar nu știu ce cărți să pun sus, pentru că... Na? Cred că sus o să pun Nemira și 3. M-am gândit sus pun toate cărțile pe care le-am de la niște edituri, de la care nu am foarte multe cărți. Voi începe cu În țara celor puri și cu Sentimentul unui sfârșit. O să pun și Oameni normali de Sally Rooney, pentru că nu am altundeva unde să o pun. La fel și Zona de interes. În același pahar intră și Mă bucur că mama a murit și Librăria din Teheran, Vândută la 13 ani și Cartea memoriei, Prinții tornul cenușii, Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire, Născut în afara legii, Sânge pe zăpadă, 100 de zile de fericire, 7 minciuni, Dublura, Acolo unde femeile sunt reci, Sora favorită și Baroana. Pe aici, pe undeva, o să mai pun și Cimitirul animalelor, pentru că este de la Nemira și nu e citită. Bine, e începută, neterminată. Trebuie să o termin, dar nu știu când. Cam așa arată și acolo sus. Iar aici jos, pentru că e golul ăsta, vreau să pun 3 cărți de la Musai, și anume Minunea, Un bărbat pe nume Uwe și Bunica mea să spun că îi pare rău, ca să nu fie așa gol. Nu mă mai văd, dar aici vreau să pun cărțile mele de la editura Litera, care sunt în format mic, plus alte cărți în format mic pe care le mai am. Voi începe cu Niculescu, Vânătorii de Smeie și Cetatea, apoi de la Litera aceste două cărți de la Gati Cristi, aceste două cărți de la Rao, aceste două cărți de la Rao, și aceste două cărți, o serie Regatul Spinelor și al Trandafirilor, volumul 1 și 2. Iar acum cărțile de la Litera în formatul mic. 3 pe 2 biciclete, Emma, Suferințele tânului Werther, Amantul doamnei Chatterley, Monștri, Arta războiului, Iubindu-l pe Pablo, Rândul pe Escobar, Crima din Orient Express, Clopotul, Călătorii cu Charlie și La răscruce de vânturi. Ta-dam! Iar aici vreau să pun toate cărțile mele de la editura Litera, care sunt în format mare. Începem cu Victimă fără chip, Motivul X, 3, Micile ticăloase, Pământ american, Rebecca, Prin ochii ei, Cele patru vânturi, Cascada îngerilor, Cei 100 de ani ale Leni și Margo, Fetița pe care a lăsat-o în urmă și Un an de odihnă și relaxare. Am uitat de această carte pe care o pun aici. Gata! Am niște cărți de dezvoltare personală pe care vreau să le pun aici, pentru că mă interesează. Prima este Femei invizibile, după aceea Cum se face față persoanelor toxice, Cele 5 limbaje ale iubirii, care este cea citită și a fost extraordinară, Generația dopaminei, Ziua în care m-am iubit cu adevărat și Cartea femeilor care merită mai mult. Iar cred că tot aici am să pun și Omul în căutarea sensului vieții. Bun, iar acum aici jos vreau să pun alte cărți care mă interesează, iar m-am gândit mai bine cele care nu mă interesează neapărat, vreau să le pun în celălalt corp jos, pe toate la grămadă. Prima carte este Viața invizibilă a lui Edi Larun, Codul lui Da Vinci, Hoțul de cărți, Sora cea rea, Băiatul cu pijamale în dungi, Ultima casă de pe Sada Needles, Imitația la vals, Falling, Infern în paradis, Îngerii războiului au vorbit și Detectiv de România 1 și 2. Pe lângă astea am să mai pun și Crema perfectă, pentru că încă nu știu dacă vreau să continui seria, cel mai probabil nu. Mai e această colecție de la Rao, care o să vină aici. Și această carte în format mic, încotro ne îndreptăm, care este scrisă de un autor român, care vine acolo sus. Aici jos vreau să mai pun niște cărți romance, de care nu aș vrea să mă despart.
Și avem seria Familia Royal, primele trei. Apoi am Pactul, pe care nu am citit-o încă, probabil o să dau cadou. Xoxo, Pâsă îmi placi, Totul se termină cu noi, Ugly Love, Verity, Intenții ascunse, un romans pe care mi l-am luat foarte entuziasmată când s-a tradus și încă nu l-am citit. Nu știu ce l-am cumpărat, ok? Amândoi mor la sfârșit, Belladonna și Spulberă-mă. Efectiv, deja s-a făcut întuneric până am făcut bibliotecile, dar să vi le arăt, pentru că îmi place foarte mult cum arată. Iar așa arată deocamdată de la distanță. Am uitat să fac outro-ul, deci vreau doar să vă anunț că room tour-ul o să-l fac după ce îmi vine comanda de pe Shane, care trebuie să vină. O să fac și la aceea unboxing, dar când o să vină și după aceea, după ce decorez, o să fac un room tour. Pentru că știu că o să fie întrebări de genul acesta. Dar eu am fost Daria și sper că v-a plăcut videoclipul, așa că vă pup! Pa!